François Molin, procurorul general din Paris, a anunțat miercuri noaptea că presupusul organizator al atentatelor din 13 noiembrie din capitala Franței nu se regăsește printre cei 8 arestați miercuri. Nu este exclusă nici de aia ca șeful atentatelor să fi fost ucis, iar experții francezi încearcă să afle acest lucru. Se pare că un corp a fost găsit sub dărâmăturile clădirii. Din păcate, starea corpului nu permite în această etapă să poată fi identificat. De altfel, se crede că planificatorul operațiunii s-ar afla încă în Franța și nu în Siria, așa cum se crezuse până acum.